spui așa pe mâine acolo, mamă, ce dimineață. Doamne, ce facem? A venit prostul la mamă, fix de el nu aveam chef, frate, să vină acum la mine, incredibil. Da, ce faci, mă, hai că nu m-ai speriat, ce cauți aici? Doamne, ferește, dar fele, ce vrei? Bine, fac foarte bine, eram aici, m-am trezit și eu, mă spălam și eu pe față, pe bastea, eram la bucătărie, voiam și eu să mănânc ceva. Ai mâncat, ce foame, vrei mâncare? Stai că-ți dau acolo. Dar n-am nimic, hai că am niște burgeri în inventar, ce bine. Măcar mai am alții, e bine, ok. Perfect, acum. Bă, dar tu unde-ai plecat, bă, ia stai puțin, că n-ai știin, ca unde duci, mă, bă? Unde, ce faci, bă, aici? Mă, ce faci, mă, mulepța? Băi, ia pleacă, bă, bă, dar să le știi ceva, hai, lasă-mă, că eu mă duc la mine în cameră, tu pleacă acasă, hai, gata, pac, okay, mine. Bă, da, chiar mă enervează copilul ăsta, să închid și-o sertare, lasă-mă, dar chiar să fac și-o curapa aici toate astea, bă, ce să zic, bă, nu știu ce să fac asta, sincer, dar chiar n-am chef de băiatul ăsta, chiar nu se vrea să stau cu el, stau eu pe aici, pe la mine, pe acasă, îmi fac eu treburile, că cu băiatul ăsta chiar, cu dar să chiar nu vreau, hai, mă mai bă puțin în pat. Ce bine că a scăpat, ia, nu știi că eu n-am plecat nici. Haide cu mine. Așa, mă duc și antena, acum o să facem camera. Vreți să vedeți o magie? 3, 2, 1 și... Au, ne lumina! Bă, gata, multă lumină, yeee, am fost lumină, băieța. Haide să acoperim aici, frumos. Și acum avem de făcut camera. Punem aici lumine, așa frumos. Cu ce să pun? Eu zic să pun cu dăspa. Să facem frumos. La la la. Hei, tu, dă-mi și subscribe. Bă, nu pot să dorm. Unde ești, mă? Ce faci? Dar se pleacă de la mine, omule. Doamne, unde e ăsta, bă, frate? Că nu mai suport absolut deloc, mă. Nu pot să stau și-o liniștită să dorm, frate, odată. Că vine prostul ăsta după mine, frate. Și nu știu ce să mai fac acum. Nu mai pot să mai dorm. Mă duc direct acum. Mă pac și eu la somnică. Nu mai, dar zic că nu mai dorm. Mă, deci m-a căpiat de tot. Stai că trebuie să beau o cafea, că nu se mai poate, fraților, cu mine. Nu, deci nu se mai poate. Ia și-o loc aici. Să beau și-o cafea. Cred că e mai bine. Cred că e mai bine. Bun, hai să ieșim afară în grădiniță să vedem ce mai avem aici la grădină. Cerb. Bă, ce caută cerbul ăsta aici? Am un cerb. Bă, perfect. Bun, îmi place că avem un cerb aici. Aici, da, din păcate nu mai am aici absolut nimic. Trebuie să vorbesc cu taică mea să mai vină pe aici, să fac aici, să aibă grijă. Că na, dacă nu mai avem îngrijitori, e cam greu. Eu am rămas cu vacile, cu găinile și toate astea. Da, nu știu ce să mai fac acum. Tot mi-e somn, mai vreau o cafea. Că nu se mai poate așa ceva, deci tot mi-e somn, frate. Tot mi-e somn, Doamne. Hai că mă fac mai bine acum, bun. Deci cred că mai bine mă duc din nou în cameră sau mă duc și până la baie. Ar fi mai bine să mă duc la baie. Ce fraier, ce fraier. Atunci, ce doamne? Dar Sam, unde ești? Pă, de ce tu treabă pe ăla? No, doamne. Mă pun pe canapea. De ce? Pă, dar ce mi-a făcut ăsta, doamne, aici? Cum mi-a răsat asta la casă, doamne? Uite, și mi-a făcut casa și aici, uite, a făcut un peteze, pro. Bă, și aici, tavan. Doamne, bine că nu cad eu de acolo deasupra de la mine, doamne, cât de enervant e copilul ăsta. Deci chiar nu mai suport pe Darusel. Chiar nu mai suport absolut două loc. Bă, dar nu mai pot, dar... Nu, am, deci chiar nu mai... Mă, dar unde te aud, mă? Unde ești, mă? Ce se întâmplă cu tine, Darusele? Că deja mă enervez, mă. Unde ești, mă? Darusel, unde ești? Darusel? Alo? Alo? Ah, știu, mă, unde e prostul. Deci aici, în patrule astea, cred că... Nu e. Nu, ok, cred că sper că sunt într-un vis, că nu înțeleg de ce l-aud prostul ăsta în continuu. Așa, ia să-mi pun și ceva aici, bă, dar ce-mi place camera asta. Am pus și-o două butoane aici și mai vreau să pun ceva. Da, un tort, că mi-e foame, stai. Ok, cât tort ăsta, vreau să pun aici un tort. Scot butonul și pun tort și pun ceva un tort, că mi-e place tortul. Dar care este mâncarea voastră preferată? A, cameră, fie antenă, eu vreau să le arăt un secret la toți fanii mei. Vino, după mine, cameră, după mine. Uite aici, uite aici, cameră după mine. Hai, doamne, uite aici este o cameră care eu să văd tot ce faci Mirabela, adică proastă de Mirabela. Pare ce să mai fac în camera asta, da, o să-mi pun aici un pat, o să-mi apun și aici un pat pentru abonații mei. Să fie frumos, nu? Dați like, da, o să fac și o masă de bucătărie ca să mănânc, că oricum mi-e foame. Uite aici unul, aici o bucătărie, mâncarea mea preferată este burger, adică o să pun aici, o să arunc burger. Bă, dar ce să mai fac? A, știu, fii antenă, eu vreau să păcălesc pe proastea de Mirabela. Uite, să merg aici sus și o să zic Mirabela și o să speri. Mirabela! Mă, ce, Doamne, iartă-mă, iar l-aud pe ăla. Doamne, deci nu mai supor, mă, cum? Mirabela!
ești? Zi odată, unde ești, Darcel? Hai, omul! Eu și... Doamne, s-a tinsat deschis? Nu cred. Spate-le tău, mi-a dat la spatele tău, spatele tău! Nu, spatele tău, spatele tău! Unde, mă? Stânga ta, stânga ta, stânga ta! Așa? Da? Acum, spate? Mă, prostule, vină repede, nu, bă, pe bune, vină repede aici la mine în cameră, că nu mi-ai reparat ăsta, nu mi-ai făcut aici cum trebuie, vină. Da, frate, Mirabela, uite, eu sunt în fața ta. Bă, am zis să vii la mine, la mine, aici, nu te văd, unde ești, că nu te văd, omule, ți-ai zis ca să-mi repar și mie ăsta că ai uitat, uite aici cum e deasupra. Eu te văd, Mirabela, eu te văd, Mirabela. Unde te-ai ascuns, mă, unde ești, mă? Dar să revină, mă, omule, repară-mi și mie, te rog, că tu mi-ai stricat și nici repară acum. Vino, că nu mi-ai reparat cum trebuie, omule, să... Vorbește cu mine, vorbește cu mine cum ți-am zis cum trebuie, nu-ți mai bate joc de mine, ți-am zis o dată, hai repede, fă și mie asta că mi-a capul de tine, dar să revină. Mi-a venit plimbă ursul, plimbă ursul. Darcel, dar nu ne jucăm v-ați ascunselea, mă, băiatule, repară-mi și mie asta. Plimbă ursul. Nu, no, eu plec de aici, din casa mea, nu mai suport, mă, frate. Cum la... Nu mai suport. Mă, ce mi-a pus cască, de ce tot îl aud? Mirabela, plimbă ursul, plimbă ursul, Mirabela, Mirabela, plimbă ursul! Mă, Darcel, ce mi-ai pus, mă, cum? Mirabela, plimbă ursul, în spatele tău, Mirabela, în spatele tău, spatele tău! Mă, taci odată, Darcel, taci odată și lasă-mă-n pace, lasă-mă-n pace, omul! Darcel, vină la mine! Darcel, nu te mai suport! Nu mai lovor viața asta cu Darcel! Darcel, unde ești? Vin... Mă, dar... Nu, Darcel, vină repede la mine! Găsește-mă, găsește-mă! Darcel, Darcel, vină la mine aici! Bă, vină la mine! Dacă zic-o mie, bă, nu mai face să mai repede! Darcel, vină odată la mine, am spus să vii la mine! Nu, fraiera! Darcel, ajută-mă, te rog, am nevoie de ajutor aici, hai, omule, odată, hai, Darcel, că deja nu se mai... Așa, uau! Hai că-ți fac aici, hai că-ți fac aici, hai că-ți fac aici, da plimbă ursul, fraier, ce fraier ești! Gata, hai că mă duc la mine sus, pa, ia mă să văd ce faci eu, stau pe unde sus, ia unde sus, ce mă stă, ia, a plecat? A plecat? Ce faci? Ia, hai, du-te în cameră, hai, Da, e prost rău de tot, chiar nu mai suport, mă, frate, chiar nu mai suport, mă, nu mai suport absolut deloc, nu știu ce să mai fac, chiar nu mai suport, mă enervează la cum, eu, dar și floarea asta e mișto aici, dar, na, nu știu, mă, pare că m-aș muta, că nu știu ce l-am adus pe ăsta la mine, în casa asta, că mi-am stricat toată chestia asta. Ce mai vrei, omule, ce cauți aici? Pleacă, omule, că nu te mai suport, omule. Doamne, Darcel, ce vrei, omule? Aha, foarte amuzant ești tu, da. Bă, cred că mai bine aș pleca de acasă, hai că mă duc cu mașina, gata. Plec de acasă, fac și eu o mică plimbărică și gata, că nu mai suport pe ăsta. Am plecat și eu cu mașina asta roginetă, două mai am și eu. Mă duc în oraș, fac și eu o mică plimbărică, că nu mai pot, mă, frate, trebuie să... Iau și eu aer, că cu copilul ăsta, bă, nu se poate, mă, eu nu înțeleg, mă, frate, nu, deci chiar nu înțeleg. Ia-mă acum repede să mă duc acasă să văd ce facem, unde e, mă, ăsta, ia, ce tot face, unde s-a dus ea, că nu știu, unde, pe unde, doamne, iartă-mă, tot stă ăsta, deci hai că las mașina aici, să văd ce tot face, mă, ia, deci... E pe aici? Nu e. Ok, și-a deschis ușile. Bă, să o mai prefac sincer sau nu? Că știu ce a făcut prostul. Intru aici și găsesc ceva. Ia fiți atenți. Ia fiți atenți. Ce faci, mă, prostule? De ce e construit asta? Ce asta? Te crezi amuzantă? Ești amuzantă de totul. Ha, foarte amuzantă, nu? Da, sunt amuzantă, nu! Mirabela, fii antenă! Eu nu sunt amuzantă în 2012! Aaaaaa! Ce dau asta, mă? Darcel, lasă-mă! Bă, ce dau? Darcel, mă, ce sunt? Darcel, ce mi-ai făcut în casă? Eu nu sunt Darcel, Mirabela! Dar cine ești? Vorbește, omule, cum trebuie! Cine ești tu, Darcel? Cine ești? Fantoma? Ha? Fantoma? Ești fantoma? Eu sunt bun, scuzeamă! E fantoma. Bă, nu-l mai suport pe ăsta, uitați-vă ce mi-a făcut aici, bă. Nu știu, mă, ce... Doamne, iartă-mă, e foarte amuzant el. Ha, să râdem. Că el e foarte amuzant, el e cel mai amuzant copil de pe planeta asta. Da, nu-l mai suport. Bă, da, mi-e îmi spune ceva ciudat. Bă, dar
E tu aici care prieten, nu l-am văzut cu absolut niciun prieten, nu l-am văzut cu nimeni. Nici nu știu, păi nici măcar nu știu unde stă. Eu nu înțeleg de ce i-am zis-o, dar înseamnă unde stau eu, când eu nu știu unde stă el. Eu nu înțeleg ce s-a întâmplat, dar și ceva, eu nu mai suport absolut nimic. Cu copilul ăsta chiar nu se mai poate absolut deloc. Nu pot să mai fac absolut nimic, nu mai am nicio liniște. Eu trebuie să plec din orașul ăsta. Cred că definitiv nu o să mă mai vadă absolut niciodată. Gata, pe bune, nu vreau să mă mai vadă, am plecat de tot. Nu o să mai, mă duc și ceva, hai că mă duc acum la aeroport și gata, plec din orașul ăsta, niciodată nu o să mai vin aici. Pe bune, gata, nu mai vreau să mai audă copilul ăsta și gata, pleca. Bă, ce? Bă, nu, eu strasta sunt într-un vis, cred, nu? Sper, cred că ăsta e vis, că n-are cum să se întâmple așa ceva. Dacă mă mai trezesc din visul... Mirabela, a plecat din oraș, nu? Mirabela, ce feriști, pleci din oraș, nu? Ia pleacă, huac-tru! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.